Bine v-am găsit! În acest video explic cum se demonstrează o inegalitate folosind prima derivată a unei funcții, tabelul de monotonie și punctele de extrem. De obicei, acest tip de exercițiu se regăsește pe varianta de BAC la subiectul 3 roman, exercițiul 1 sub punctul C. Haideți să vedem primul exemplu. Avem de demonstrat următoarea inegalitate: x la a treia minus 3x la a doua minus 9x minus 5 mai mic sau egal decât 0, cu x din intervalul închis minus 1, 3. Voi considera funcția f definită de la intervalul închis minus 1, 3 la r, cu f de x egală cu x la a treia minus 3x la a doua minus 9x minus 5. Calculez derivata acestei funcții, f derivată de x va fi egal cu, pentru a deriva x la a treia folosesc următoarea formulă: x la n derivat egal cu n x la puterea n minus 1. Deci atunci când calculez x la a treia derivat, avem 3x la 3 minus 1, adică 3x la puterea a doua. Când calculez x la a doua derivat, 2x la 2 minus 1 și obținem 2x. Deci avem 3x la puterea a doua pentru x la a treia derivat, minus 3 înmulțit cu 2x, minus 9 înmulțit cu 1, deoarece x derivat este 1 și aici avem 5 derivat egal cu 0, așa că nu-l mai scriu. Deci avem 3x la a doua minus 6x minus 9. Scot un 3 în factor comun, pe lângă x pătrat minus 2x minus 9 împărțit la 3 este 3. Și am obținut astfel prima derivată a funcției f, o funcție polinomială, cu x din intervalul închis minus 1, 3. Pentru tabelul de monotonie a funcției am nevoie de rădăcinile primei derivate. Așa că egalez prima derivată cu 0 și de aici obțin 3 pe lângă x pătrat minus 2x minus 3 egal cu 0. Împart la 3 și obținem x la a doua minus 2x minus 3 egal cu 0. O ecuație de gradul al doilea pe care bineînțeles că o rezolv cu delta. Avem coeficienții a egal cu 1, coeficientul lui x pătrat, b egal cu minus 2, coeficientul lui x și c egal cu minus 3. Termenul liber, adică nu are niciun x lângă el. Și calculez delta. Avem b pătrat minus 4ac, b-ul este minus 2, punem la a doua, minus 4 înmulțit cu 1 înmulțit cu minus 3. Minus 2 înmulțit cu minus 2 este plus 4. Aici minus înmulțit cu minus avem plus, iar 4 ori 3 12. Deci obținem un număr pozitiv, ceea ce înseamnă că avem două rădăcini reale distincte, x1, 2, minus b plus minus radical din delta pe 2a. Minus, b-ul este minus 2, delta este 16, iar a-ul este 1. Minus, minus avem plus, radical din 16 este 4, totul pe 2. Și obținem două rădăcini, x1 egal cu 2 plus 4 pe 2, adică 6 împărțit la 2 și obținem 3, iar x2, 2 minus 4 pe 2, copiez semnul numărului mai mare în modul, adică a lui 4, și fac scădere 4 minus 2, 2. Minus 2 împărțit la 2 obține minus 1. Și am obținut astfel
rădăcinile primei derivate. Acum fac tabelul de monotonie al funcției și în tabel punem x, prima derivată și f de x. Aici la x punem domeniul de definiție al funcției, avem intervalul închis minus 1, 3. La prima derivată punem rădăcinile, avem minus 1, deci aici se anulează și aici la fel. Mai trebuie să calculăm f de minus 1 și f de 3. F de minus 1 înseamnă că în funcția f pun minus 1. Și avem minus 1 la a treia, minus 3 înmulțit cu minus 1 la a doua, minus 9 ori minus 1, minus 5. Minusul la putere pară este minus și rămâne minus 1. Minus la putere pară este plus, deci acolo rămâne minus 3. Minus înmulțit cu minus plus 9 și mai avem minus 5. Minus 1, minus 3 copiez semnul comun celor două, adică semnul minus, și adun 1 cu 3, 4, iar aici 9 minus 5, 4. Avem suma a două numere opuse care este egală cu 0. Și punem 0 în tabel la f de x și mai calculăm f de 3. Avem 3 la a treia, minus 3 înmulțit cu 3 la a doua, minus 9 înmulțit cu 3, minus 5. 3 ori 3 ori 3, 27, 3 ori 9, 27, iar 27 și minus 5, 0, iar minus 27 minus 5, minus 32. Având în vedere că cea de-a doua derivată este o funcție de gradul al doilea și ne uităm la forma pe care am obținut-o, voi evidenția cu altă culoare. Deci ne uităm aici, avem a-ul, adică coeficientul lui x3 este pozitiv, știm că în tabel între rădăcini punem semn contrar lui a, deci semn contrar acestui a pozitiv va fi negativ și punem minus, iar în afara rădăcinilor avem semnul lui a, adică plus. Am pus doar un plus în afara intervalului pe care este definită funcția pentru a se vedea că punctul acesta de coordonate minus 1, 0 este punct de maxim pentru funcția f, iar punctul acesta de coordonate 3, minus 32 este punct de minim. Deci vedem că funcția scade până la minus 32 și apoi crește. Deci avem aici punct de minim, ceea ce înseamnă că funcția f este mai mică sau egală decât 0 și mai mare sau egală decât 32. Deci avem așa, prima derivată a funcției f este mai mică sau egală decât 0 pentru orice x din intervalul închis minus 1, 3, rezultă că funcția f este descrescătoare pe acest interval. Rezultă de aici că punctul de coordonate minus 1, 0 este punct de maxim. Și dacă este punct de maxim, înseamnă că f de x este mai mică sau egală decât f de minus 1, care am văzut că este egal cu 0. Deci rezultă că f de x este mai mic sau egal decât 0, însă f de x este cantitatea aceasta, x la a treia minus 3x la a doua, minus 9x minus 5. Și am demonstrat astfel inegalitatea cerută la exercițiul 1. Pentru a vedea clar pe grafic minimul și maximul unei funcții, am reprezentat această funcție polinomială grafic în GeoGebra. Funcția este definită pe intervalul minus 1, 3, deci x-ul este din acest interval
pe care îl evidențiez cu albastru și să vă declar că punctul C de coordonate minus 1, 0 și îl vedem în stânga imaginii, este punct de extrem, este punct de maxim, chiar maxim global pentru funcție, ceea ce înseamnă că funcția f de x este mai mică sau egală decât f de minus 1, care este egal cu 0, iar punctul acesta de coordonate 3 minus 32, punctul de aici, este punct de minim pentru funcția f. Deci avem f de x mai mare sau egală decât f de 3, care este minus 32. Scrisă ca o dublă inegalitate, avem f de x cuprins între 0 și minus 32, adică între valoarea minimă și valoarea maximă. Și acesta este graficul funcției pe care îl evidențiez acum. Pentru x din intervalul închis minus 1, 3. Se vede clar pe grafic că partea aceasta de grafic pentru intervalul închis minus 1, 3, avem valoarea minimă minus 32 și valoarea maximă 0. Mergem mai departe la următorul exemplu, unde avem de arătat că 3 la puterea radical din 5 este mai mic sau egal decât 5 la puterea radical din 3, știind că funcția f este definită pe intervalul deschis 0 plus infinit la r, iar f de x este logaritm natural din x supra radical din x. Voi proceda ca la exemplul anterior și calculez mai întâi prima derivată a funcției f. Avem f derivat de x egal cu, aici, la această fracție voi considera funcția de la numărător ca fiind funcția f, iar funcția de la numitor ca fiind funcția g. Și atunci derivez ca un cât de două funcții, adică f supra g derivat. Avem f derivat înmulțit cu g minus f înmulțit cu g derivat, totul supra g pătrat. Deci avem logaritm natural din x derivat înmulțit cu radical din x minus logaritm natural din x înmulțit cu radical din x derivat. Totul supra radical din x la puterea a doua. Și avem astfel. Logaritm natural din x derivat este 1 supra x înmulțit cu radical din x minus logaritm natural din x înmulțit cu radical din x derivat 1 supra 2 radical din x. Bineînțeles, pentru a ști să obținem prima derivată a unei funcții, trebuie să știți foarte bine derivatele funcțiilor elementare. Totul supra radical din x la pătrat înseamnă radical din x ori radical din x, adică radical din x pătrat, și obținem x, deoarece aici x-ul este mai mare decât 0. Putem simplifica radical din x cu x, rămâne aici radical din x. Am considerat la numitor acolo x-ul fiind scris ca radical din x înmulțit cu radical din x și am simplificat un radical din x cu un radical din x și a rămas un radical din x. Deci se obține 1 supra radical din x minus logaritm natural din x pe 2 radical din x, totul supra x. Amplific aici cu 2 și avem totul pe aceeași linie de fracție, deci 2 minus logaritm natural din x supra 2 radical din x, totul pe x.
Pentru a scăpa de această fracție supraetajată, înmulțesc numărătorul, adică toată această fracție, cu inversa numitorului, adică 1 pe x. Și obțin astfel prima derivată a funcției, 2 minus logaritm natural din x, supra 2x radical din x, unde x este din intervalul 0 plus infinit deschis. Egalez acum prima derivată cu 0 pentru a afla rădăcina, deci avem f derivat de x egal cu 0 și este suficient să scriem numărătorul și obținem astfel minus logaritm natural din x egal cu 2-ul se trece cu semn schimbat, deci minus 2, înmulțesc cu minus 1 și obțin logaritm natural din x egal cu 2. Știm că logaritm natural din e este egal cu 1, deci putem scrie că x este egal cu e la puterea a doua. Deoarece aici în loc de 2 pot scrie logaritm natural din e la a doua. 2-ul acesta iese în fața logaritmului și obțin 2 logaritm natural din e. Aici avem 1, deci nu am schimbat exercițiul cu nimic. Doar am aflat rădăcina în funcție de e. Și acum fac tabelul de monotonie a funcției f. Bineînțeles că în tabel pun x, prima derivată a lui x și f de x. Intervalul pe care lucrăm 0 plus infinit, intervalul pe care este definită funcția f, rădăcina pe care am aflat-o e la puterea a doua, funcția derivată se anulează aici și trebuie să calculăm f de e pătrat. Și voi calcula aici, f de e pătrat înseamnă logaritm natural din e pătrat supra radical din e pătrat. 2-ul acesta iese în față și avem 2 logaritm natural din e supra radical din e pătrat este e. Logaritmul acesta este 1, deci rămânem cu 2 supra e. Deci avem aici 2 supra e. Pentru a stabili semnul funcției, voi lua câte o valoare din fiecare interval și voi vedea cum este funcția în acea valoare. Și voi lua de aici e-ul și de aici e la puterea a treia. Le voi scrie cu altă culoare ca să nu confundăm cu rădăcina. Deci iau de aici e înaintea lui e pătrat și din e la a doua plus infinit iau e la a treia. Pentru a vedea semnul funcției. Deci avem f derivată de e egală cu și am obținut la f derivat aici, deci 2 minus logaritm natural din e supra 2e radical din e. Însă logaritm natural din e este 1. Deci obținem 2 minus 1, 1, supra 2e radical din e. Cum valoarea lui, cum e este un număr irațional însă pozitiv, deci aveam toată această cantitate mai mare decât 0, iar prima derivată are aici semnul plus. Deci păstrează semn constant pe acest interval. Acum calculez f de e la a treia. F derivat de e la a treia și avem 2 minus logaritm natural din e la a treia supra 2 e la a treia radical din e la a treia. 3-ul iese în față, logaritm natural din e este 1 și obținem 2 minus 3 aici. Numitorul nu contează pentru că nu el dă semnul primei derivate. 2 minus 3 avem minus 1. Deci, prima derivată este negativă pe acest interval. Funcția f crește pe acest interval și descrește aici, ceea ce înseamnă că punctul acesta de coordonate e pătrat și 2 pe e este punct de maxim pentru funcție. Însă noi avem de demonstrat că 3 radical din 5 este mai mic sau egal decât 5 radical din
3. Valori care se află în intervalul 0e pătrat. Deci prima derivată a funcției f este pozitivă pe intervalul 0e la a doua închis, rezultă că funcția f este crescătoare pe acest interval. Și dacă f este funcție crescătoare pe acest interval, știm că f crescătoare rezultă că din x1 mai mic sau egal cu x2 rezultă că f de x1 mai mic sau egal decât f de x2. Aici ce am scris este în general pentru o funcție crescătoare. Deci la noi va rezulta, cum 3 este mai mic decât 5, vom avea f de 3 mai mic sau egal decât f de 5. Și eu înlocuiesc pe 3 și 5 în funcția f, avem logaritm natural din 3 supraradical din 3 mai mic sau egal decât logaritm natural din 5 supraradical din 5. Înmulțesc pe diagonală, deci am radical din 5 logaritm natural din 3 mai mic sau egal decât radical din 3 logaritm natural din 5. Și acum folosesc proprietatea logaritmilor, deci logaritm în baza a din x la puterea k, această putere iese în fața logaritmului și avem k logaritm în baza a din x. Eu voi folosi această proprietate invers, radicalul acesta din 5 se duce la puterea lui 3, iar radicalul din 3 se duce la puterea lui 5. Și obțin astfel logaritm natural din 3 la puterea radical din 5 mai mic sau egal decât logaritm natural din 5 la puterea radical din 3. Cum avem logaritm natural și logaritm natural, folosesc injectivitatea funcției logaritm și rezultă că 3 la radical din 5 este mai mic sau egal decât 5 la radical din 3. Și am demonstrat astfel inegalitatea cerută la exercițiul 2. Mergem mai departe la cel de-al treilea exercițiu, unde avem de arătat că f de x este mai mare sau egal decât 1, pentru orice x mai mare decât 1, știind că f este definită de la r mai puțin elementul 1 la r, cu f de x egal cu e la x supra x plus 1. Calculez prima derivată a funcției f și derivez iar ca un cât de două funcții. Deci avem e la x derivat înmulțit cu x plus 1 minus e la x înmulțit cu x plus 1 derivat. Totul supra x plus 1 la puterea a doua. E la x derivat este e la x pe lângă x plus 1 minus e la x. X-ul acesta derivat este 1, iar 1 derivat avem 0 și nu-l mai scriu. Supra x plus 1 la pătrat. Dau un factor comun e la x pe lângă x plus 1, iar de aici rămâne minus 1. Totul supra x plus 1 la puterea a doua. Și obțin astfel x înmulțit cu e la x, totul supra x plus 1 la puterea a doua. Acum, egalez prima derivată cu 0, și obțin astfel x e la x egal cu 0, de unde rezultă că avem o singură rădăcină pentru care acest produs este egal cu 0, și anume x egal cu 0. Facem tabelul de monotonie, x prima derivată și f de x. Deci avem funcția definită de la r la r mai puțin elementul 1. Deci aici un 1 nu este definită funcția și rădăcina 0. F de 0, calculăm, avem e la 0.
supra 0 plus 1. Și e la 0 este 1, pe 1 se obține 1. Stabilim semnul primei derivate. Cum e la x este pozitiv, trebuie să mai vedem semnul lui x și avem semn contrar lui a înaintea lui 0, deci semnul minus, și semnul lui a după rădăcină. Deci observăm că funcția f descrește pe intervalul minus infinit 0 și apoi crește pe 0 plus infinit, din care scoatem elementul 1. Deci avem aici punct de minim pentru funcția f. Și scriem relațiile ce rezultă din tabel. Deci avem prima derivată negativă pe intervalul minus infinit 0. Rezultă funcția f este descrescătoare pe acest interval și rezultă de aici că f de x este mai mare sau egal decât f de 0, care am văzut că este egal cu 1. Deci rezultă de fapt inegalitatea cerută, f de x mai mare sau egal decât 1 pentru orice x mai mare decât 1. Și mergem mai departe la ultimul exercițiu, unde avem de arătat că x la e este mai mic sau egal decât e la x pentru orice x mai mare decât 0, știind că funcția f este definită de la 0 plus infinit deschis la R, cu f de x egal cu logaritm natural din x pe x. Așa că voi calcula repejor prima derivată a funcției f și avem logaritm natural din x derivator x minus logaritm natural din x înmulțit cu x derivat supra x la puterea a doua. Deci obținem 1 pe x înmulțit cu x minus logaritm natural din x înmulțit cu 1 pe x pătrat. Simplific x cu x, rămâne 1 și 1. Deci 1 minus logaritm natural din x pe x pătrat. Și acum egalez prima derivată cu 0. Obținem 1 minus logaritm natural din x egal cu 0, adică minus logaritm natural din x egal cu 0 minus 1. Înmulțesc cu minus 1 și avem logaritm natural din x egal cu 1. Însă 1 pot să-l scriu ca logaritm natural din e și de aici se vede că x este egal cu e. Și aceasta este rădăcina primei derivate. Fac tabelul de monotonie, x, f derivat de x și f de x. Avem intervalul deschis în 0 plus infinit. Avem rădăcina e, prima derivată se anulează aici și calculez f de e. Pentru f de e voi obține logaritm natural din e supra e, deci avem 1 pe e. Stabilesc semnul primei derivate. Pe intervalul 0 e voi lua valoarea radical din e din intervalul 0 e, pe care îl voi scrie ca e la puterea 1 pe 2, iar din intervalul e plus infinit iau e la puterea a doua. Și pentru prima valoare, f de e la puterea 1 pe 2, f derivat, vom avea 1 minus logaritm natural din e la 1 pe 2 supra e la 1 pe 2, totul la puterea a doua. Nu ne interesează numitorul pentru că acesta oricum este pozitiv. Vrem să vedem numărătorul, iar la numărător 1 pe 2 iese în fața logaritmului și obținem 1 minus 1 pe 2, amplific cu 2, deci avem 2 minus 1 pe 2, 1 pe 2, o cantitate pozitivă, deci avem semnul plus pe acest interval, iar dacă calculăm f de e pătrat, vom avea 1 minus logaritm natural din e pătrat, 2-ul iese în față, deci avem 1 minus 2 și obține minus 1. Deci pe acest interval avem semnul minus. Nu mai avem nevoie de aceste valori, așa că le șterg. Funcția este crescătoare pe 0e,
descrescătoare pe e plus infinit, deci avem aici punct de maxim pentru funcția f. Și folosim faptul că prima derivată a funcției f este mai mare sau egală decât 0 pe intervalul 0 e închis, rezultă funcția f este crescătoare pe intervalul 0 e închis și acest interval ne interesează pentru că noi avem de demonstrat această inegalitate. Deci rezultă de aici că f de x mai mic sau egal decât f de e. Rezultă de aici că logaritm natural din x supra x este mai mic sau egal decât logaritm natural din e supra e. Înmulțesc pe diagonală și avem e logaritm natural din x mai mic sau egal decât x logaritm natural din e. Și rezultă de aici că e-ul acesta se duce la puterea lui x și x-ul se duce la puterea lui e. Și obținem logaritm natural din x la e mai mic sau egal decât logaritm natural din e la x. Cum avem logaritm în aceeași bază, folosesc iar injectivitatea funcției logaritm și rezultă că x la e mai mic sau egal decât e la x. Și am demonstrat astfel inegalitatea cerută. Pe curând!